Când își ridica o locuință, omul din epoca pietrei șlefuite îngropa de cele mai multe ori sub vatră un vas în care punea primele roade ale pământului. Din vase de lut ars mânca, în chiupuri mari își păstra hrana. Mai târziu, în epoca bronzului, cenușa și oasele arse ale morților aveau să fie păstrate tot în vase de lut. Pe lângă unealtă, ceramica este cronica vieții din cel de-al patrulea mileniu înaintea erei noastre. În peisajul monocrom cu rare străfulgerări de culoare și formă, apare explozia solară a unor meandre și spirale albe, negre, roșii. Satul Cucuteni, dominat de dealul Cetățuii, unde au fost descoperite pentru prima oară aceste fascinante forme și culori, a dat numele celei mai frumoase expresii artistice a eneoliticului. Olarii Atenei începeau să deseneze pe vasele lor chipurile eroilor Iliadei. Eroii meșterului de la Cucuteni erau probabil fulgerul, ploaia, apa năvalnică, focul. Pe fondul de culoare fierbinte, pictorul care a trăit cu 4 milenii înaintea istoriei scrise așeza răcoarea albului și concluzia negrului. Din locuințele acestor meșteri au fost scoase la lumină sute de vase, unelte, statuete. Reconstituite, recondiționate, catalogate și rânduite cronologic, tezaure de artă neolitică pornesc spre vitrinele muzeelor de aici, din depozitul Institutului de Arheologie din București. Doctorul în arheologie, Silvia Marinescu Bâlcu, studiază ultimile descoperiri de pe șantierele se pare nesecate în frumusețe ale ceramicii cucuteni. Această cultură mie mi se pare atât de exploziv diferențiată față de celelalte ale neoliticului, încât aș numi o civilizație. Se poate? Această cultură și triburile acestei culturi ar fi ajuns, după părerea unor specialiști, neîndoios la civilizație și probabil la scris, dacă evoluția nu ar fi fost curmată de pătrunderea masivă a populațiilor indo-europene din nordul Pontului, populații care au pus capăt culturii cucuteni. Că lucrurile stau așa, ne-o dovedesc din plin atât nivelul de viață material, cât și cel spiritual al populațiilor cucuteniene. Ați reușit să-l reconstituiți, să reconstituiți acest univers de viață? Da, acest univers de viață am reușit să-l reconstituim cel puțin parțial. Istoria populațiilor și istoria cucutenilor începe, așa cum ați și spus, cu aproape un veac în urmă, când câțiva inimoși profesori, Beldicianu și Buțureanu de la Iași, împreună cu Butculescu de la București, fac primele cercetări sumare pe Cetățuia cucutenilor din județul Iași, în urma unei sesizări făcute de folcloristul Teodor Burada. Cercetări sistematice vor începe însă în domeniul acestei culturi abia la începutul secolului 20, odată cu săpăturile pe care le va întreprinde profesorul Hubert Schmidt de la Berlin în așezarea cucuteniană de pe Cetățuia și profesorul Raslo într-o altă așezare, de data aceasta situată în sud-estul Transilvaniei, la Ariuști. La tezaurul acesta cucutenian vor veni să se adauge curând săpături sistematice în așezări moldovenești de la
izvoare, de la Calu, de la Traian, de la Frumușica, unde s-a descoperit remarcabila piesă pe care specialiștii o numesc Hora de la Frumușica. Este vorba în fond de un picior de vas, reprezentând patru siluete de dansatoare și destul de probabil dând un dans ritual. Evident, aceste cercetări continuă și odată cu amploarea pe care au luat-o săpăturile după 1949, se dezvelește în întregime pe teritoriul patriei noastre satul de pe holmul Hăbășeștilor, aparținând evident tot culturii cucuteni, și mai apoi acela de la Trușești și cel de la Târpești. În fapt, ceramica acestei culturi, numită Ariuști Cucuten Tripolie, după numele principalelor localități unde a fost descoperită, reprezintă cea mai splendidă realizare materială a triburilor eneolitice din întreaga Europa, iar aria ei de răspândire este deosebit de întinsă. Din sud-estul Transilvaniei, peste aproape toată Moldova, RSS moldovenească și Ucraina, ajungând până în preajma Niprului. Departe de a fi o creație spontană sau o cultură pătrunsă pe teritoriul țării noastre din alte regiuni, cultura cucuteni reprezintă o creație locală, rezultată din dezvoltarea unei alte culturi mai vechi, numită de specialiști, tocmai din această pricină precucuteni. Ceea ce ne aduce însă nou cultura cucuteni este ornamentarea pictată, policromă a ceramicii, înainte de a fi arsă în cuptoare.